Fantastică aventura șoricelului Roade în gând este titlul piesei la care sunt așteptați copiii de la toate școlile și grădinițele reghinene, mâine dimineață, la Casa Municipală de Cultură. Pentru ca nimeni să nu se plângă de faptul că ar fi ratat spectacolul, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș a programat două reprezentații. Tot marți, cu începere de la ora 18, va avea loc un concert cameral al Octetului de Suflători al Filarmonicii Județene. Membrii formației vor încânta publicul cu inedite partituri de Mozart, interpretate la oboi, clarinet, fagot și corn. Intrarea va fi liberă. Ziua de miercuri este destinată din nou celor mici, pentru care se pune în scenă una dintre cele mai îndrăgite povestioare pentru copii, Degețica. Prețul biletului la cele două spectacole este de 4 lei.